Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Și dacă vă întrebați de ce nu ne-am mai văzut de atât de multă vreme, ei bine, eu și cu colegul meu am fost obosiți de noile procesoare de la AMD. De ce? Pentru că am primit noile serii, adică 3600, 3600X, 3700X și 3900. Am fost ocupați să dăm teste sintetice, să ne jucăm pe high și pe low, să facem benchmark-uri și așa mai departe pentru 5 procesoare. Care este al 5-lea? Acesta este al 5-lea pentru că a trebuit să avem un sistem de referință. Iar în cazul în care ați uitat ce sistem avem noi, avem un 8700K. Și da, știu, i9 funcționează pe socketul de la acest i7, însă chipsetul de pe placa noastră de bază nu funcționează foarte bine cu i9. Adică, asta ar semna că ar fi trebuit să schimbăm și placa de bază, dar și procesorul. Având în vedere că 8700K este un procesor destul de bun și lumea care are în posesie acest procesor nu a simțit o nevoie neapărată de a face un upgrade, pentru că nu au fost împinși de software sau mai știu eu ce alte necesități. Iar oamenii care au avut nevoie de un upgrade au trebuit să-l facă pentru că sistemul unde este implementat acest procesor, e bine, probabil a fost depășit sau mai știu eu ce alte motive. Ceea ce vreau eu să spun este că 8700K încă este un procesor destul de bun și destul de potent pentru productivitate, dar mai ales și pentru gaming. Și de aceea am luat decizia să-l păstrăm ca o referință și să facem comparația cu seria nouă AMD. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Hai să vorbim puțin despre noua serie de la AMD, care are câteva chestii diferite, însă cel mai important lucru este că are o litografie de 7 nanometri. Așadar, Intel-ul încă se chinuie cu 14++++++++. Ideea este că AMD a reușit să aducă tehnologia de 7 nanometri pe procesoarele de tip desktop sau pentru desktopuri. Mergem mai departe și hai să vorbim despre configurația fiecărui procesor. Avem 3600 și 3600X, 6 core-uri, 12 thread-uri, 3700X, 8 cu 16 și în final 3900X, Ryzen 9, care are 12 cu 24. Pe piață există și 3800X, însă acesta nu a fost pus la dispoziția noastră și lipsește din această serie. Înainte de a merge mai departe către teste sintetice, grafice și gameplay și așa mai departe, vreau să fac o mențiune și să spun cât de mult apreciez AMD-ul pe partea de compatibilitate a socketului. Iar aici mă refer la faptul că noua generație funcționează în continuare pe AM4 și pe lângă asta poți folosi noua generație de procesoare pe un chipset mai vechi cu condiția să faci upgrade la BIOS. Iar majoritatea producătorilor mari precum Gigabyte, Asus și așa mai departe oferă acest upgrade. Ceea ce mi se pare foarte interesant pentru că deși există compatibilități pe socketul de la Intel, nu întotdeauna ai un upgrade la BIOS și nu întotdeauna acel chipset poate să se pupe foarte bine cu noua generație de procesoare. Așadar, tu iei procesorul nou, îl pui pe un chipset mai vechi, poate sau poate nu ai un update de BIOS, însă nu o să poți să te bucuri neapărat de performanța maximă a procesorului. Și practic devine un upgrade inutil pentru că va trebui să faci și un upgrade la placa de bază. Pe partea cealaltă, în echipa roșie sau portocalie, să spunem așa, noile procesoare funcționează inclusiv pe chipseturi A, însă nu este recomandat să le folosești pe chipseturi A. Dar în schimb, de la B în sus, poți să pui seria nouă pe chipset vechi și să faci upgrade la BIOS. Pe lângă aceasta, Boost Overdrive-ul funcționează pe toate procesoarele, ceea ce mi se pare o compatibilitate la care AMD s-a gândit și a luat în considerare inclusiv utilizatorii de rând, care nu-și permit să schimbe componente de azi pe mâine sau poate nu au un buget atât de mare. Și pentru că tot vorbeam de buget, seria nouă de la AMD este mult mai ieftină decât seria nouă de la Intel. Și dacă stai să pui cumva în balanță, raportul preț-performanță este mult mai bun la AMD decât la Intel. Chiar dacă Intel-ul este puțin mai scump și în anumite segmente dă cu AMD de pământ, pentru unii acea diferență nu este neapărat de luat în considerare. O să ne uităm pe grafice și vom comenta puțin în zona aceasta de scoruri și teste și așa mai departe și la sfârșit vom vorbi puțin și o să vă las pe voi să trageți o concluzie.
Să trecem direct la treabă. Pentru început vom vorbi despre sistemul nostru cu Intel 8700K. Are o placă de bază Asus TUF Z370 Plus Gaming cu BIOS 2201. Avem răcire ID Cooling Aura Flow 120, RAM ADATA XPG Game X de 3000 de MHz cele 16, placă video Gigabyte RTX 2070 WindForce, un SSD Patriot Burst de 960 de GB și o sursă Thermaltake Smart 700W. Hai să vorbim și despre sistemul pe care am testat procesoarele AMD. Totul rămâne la fel, mai bine spus neschimbat, mai puțin placa de bază, și anume Gigabyte X570 Gaming X cu BIOS F4E, răcirea este aceeași, RAM-ul este aceeași, placa video este aceeași, SSD-ul și sursa, bineînțeles, rămân la fel. Haideți să începem cu Cinebench. Înainte de acest lucru trebuie să menționez faptul că Intel a avut setarea cu Single Cores activată, iar AMD setarea cu Precision Boost Overdrive. Cele 5 procesoare se aseamănă foarte mult în procentajul, sau mai bine spus în scorul pe care ele le-au scos, între 480 de puncte și 495 de puncte pentru Ryzen 3900X. Primele 3 de jos, Intel 8700K, 3600 și 3600X, au cam aceeași performanță pe multicore, însă de la Ryzen 3700X către 3900X, diferența este foarte mare, având în vedere că 3700X este 8:16, iar 3900X este 12:24. Ca o mică paranteză, 3600 și 3600X în comparație cu 8700K oferă un raport mult mai bun preț-performanță din simplu motiv că la momentul lansării sunt ceva mai ieftine. Mai departe mergem către Geekbench 4, unde povestea este similară, cu singura mențiune că Intel 8700K a scos cu aproximativ 4-500 de puncte mai mult decât cele de la AMD. Iar acest lucru se datorează și frecvenței mai mari în care el a urcat. Probabil dacă am aduce 8700K la o frecvență de 4-3, am fi scos tot în jur de 5400 de puncte. În ceea ce privește multicorul, avem exact aceeași zonă de boost în ceea ce privește performanța, adică 3700X cu 3900X au luat-o înaintea celor de jos. Mai departe mergem către testul cu Blender, BMW Render, iar sumele afișate aici sunt în secunde. De asemenea, scorul mai mic e mai bun, adică Ryzen 3900X a ieșit rege cu 660 de secunde, în timp ce 3600 a durat cel mai mult sau i-a luat cel mai mult să scoată acest scor. De asemenea, între 3600X și 8700K nu avem foarte mare diferență, însă este considerabilă în viteza de randare a acestei scene. Mai departe mergem în testul meu preferat, Passmark. Sunt tot felul de teste, calcule matematice, randări și vectori și așa mai departe, pe care procesorul trebuie să le randeze, să le calculeze și să le facă în spatele interfeței. După cum puteți observa, 8700K a pierdut această cursă și a pierdut-o detașat în fața lui 3600X. Rege din nou 3900X cu 32.124 de puncte. Este aproape dublu față de Intel 8700K și în momentul în care ai nevoie de procesare foarte puternică pe procesor, 3900X ar putea fi alegerea ta. Mai departe mergem către 3DMark, unde pe noi ne interesează scorul total și scorul pentru procesor. De ce? Pentru că pe fiecare procesor în parte am folosit o placă grafică destul de bună, repet, 2070. După cum puteți observa, între 8700K, 3600 și 3600X există similarități exact pe total și pe CPU. Diferența majoră este în scorul pe procesor între 3700X și 3900X, unde evident a intrat multithreading-ul în acțiune. Mai departe, în 3DMark, graficele arată asemănător, cu mențiunea că 3600 și 3600X sunt aproape cot la cot, cu diferență de câteva puncte. De asemenea, 3700X cu 3900X sunt în fruntea acestei întreceri, ca să spunem așa, unde din nou multithreading-ul se vede că face o diferență foarte mare. Cel puțin la 3900X este un scor considerabil mai mare față de 3700X. Avem un grafic cu temperaturile maxime pe care le-am atins în testul 3DMark. Și de ce am ales 3DMark? Ei bine, pentru că acest test simulează cel mai bine o sesiune de gaming.
Adică, atunci când te joci, procesorul nu stă constant în frecvența maximă, iar valoarea acestuia diferă de la joc la joc. Celelalte teste tind să scaleze procesorul la frecvența maximă și să-l mențină în boost pe tot parcursul testului. Așadar, 3D Mark este mai apropiat de o sesiune de gaming. Scorurile le aveți afișate pe ecran, temperaturile sunt în grade Celsius și cel mai bine stă Ryzen 3600 cu 71 de grade, iar cel mai fierbinte este Ryzen 3900X. Dar 3900X este o uzină de procesor, nu-l mai poți numi procesor pentru desktop obișnuit. În final, ajungem și la secțiunea de gaming, unde am testat toate jocurile la 1080p, pe Very Low și bineînțeles pe Ultra. Scorul cel mai prost a fost scos de 3600. De ce? Pentru că acest procesor nu are boost-ul pe care îl are 3600X, 3700X și 3900X. De asemenea, pe Ultra, Intel 8700K a scos 105 cadre pe secundă și, bineînțeles, Ryzen 3900X și 3700X sunt în urmă cu 99 de cadre pe secundă. Dacă stai să te gândești foarte bine, diferența între 8700K și un 3600, în afară de preț, mai sunt 10 cadre pe Ultra cu un 2070. Mergem mai departe în PUBG, unde, din nou, scorurile variază, dar sunt cam în aceeași zonă. Intel 8700K a scos 137 de puncte pe Ultra, în timp ce Ryzen 3900X a scos undeva la 118 puncte. O diferență considerabilă, aș spune eu, având în vedere că 3900X este destul de puternic. Dar cu 126 de cadre pe secundă 3600, iar pe Very Low cu 156 de cadre pe secundă, din nou mi se pare un raport foarte bun pentru 3600. Mai departe mergem către Fortnite, unde am scos pe Very Low 391 de puncte. Sincer să fiu, 391 de FPS-uri într-un joc mi se pare extraordinar de mult. Pe Ultra s-a descurcat din nou Intel-ul foarte bine cu 170 de cadre pe secundă, iar AMD-ul a rămas puțin în urmă. Mai departe mergem în BF5, unde scorurile sunt surprinzător de apropiate pe Ultra. 77 pentru toate procesoarele Ryzen și 81 pentru Intel 8700K. Mi se pare foarte ciudată această medie, însă, din nou, este un scor foarte bun, dar este detronat de Intel în continuare la capitolul gaming. Pe Very Low, 124 de cadre pe secundă pentru Intel și variații între 110 și aproape 120 între procesoarele Ryzen. Cel mai bun scor a fost 116 cadre pe secundă cu Ryzen 3700X, dar diferențele nu sunt foarte mari între procesoarele Ryzen, în schimb o diferență bunicică, aș spune eu, între Intel și celelalte procesoare. În Apex Legends este cam aceeași poveste cu rapoartele acestea de cadre pe secundă. Din nou, Intel-ul se descurcă cel mai bine dintre toate procesoarele, în schimb AMD-ul stă în spate și stă foarte bine, se ține foarte bine după Intel, cel puțin la Very Low se simte foarte, foarte puțin diferență, având în vedere că sunt doar câteva puncte. Mergem către Anthem, unde povestea din nou se repetă, dar cu mențiunea că pe Very Low, Intel 8700K a detronat AMD-ul cu 134 de cadre pe secundă, însă pe Ultra, bătălia se percepe între Ryzen 3600 și 8700K. Surprinzător, dintre toate cele 4 procesoare AMD, 3600, adică cel mai ieftin și cel mai prostănac, să spunem așa, a scos 80 de cadre pe secundă. Dar în ceea ce privesc aceste scoruri, țin să menționez faptul că toate jocurile au fost testate în aceleași condiții și, bineînțeles, în jocurile unde nu am avut benchmark, am urmărit exact aceeași cale pe care am urmărit-o și la modelul precedent de procesor. În final, ajungem și la Shadow of the Tomb Raider, unde de data aceasta Intel a pierdut cursa cu 88 de cadre pe secundă, iar celelalte procesoare de la AMD au scos între 102 și 103 cadre pe secundă. De asemenea, și pe Very Low, AMD s-a descurcat foarte bine, cu cel mai bun scor fiind scos de 3900X.
Ei bine, acum am terminat și cu toată pălăvrăgeala aceasta despre noua serie AMD, iar acum hai să vorbim puțin despre ce înseamnă pentru tine noua serie AMD sau ce înseamnă pentru mine noua serie AMD, având în vedere prețul la care acesta se află pe piață. Eu aș recomanda un 3600 tuturor. De ce? Pentru că o mai mare parte de oameni folosesc un sistem pentru gaming, au nevoie, sau mai bine spus, se bucură atunci când ai o rezoluție mai bună, ai ceva detalii mai bune și așa mai departe. Dar pentru a avea această experiență vizuală, trebuie să ai ajutor și din partea unei plăci precum 2070. Însă, dacă stai să te gândești, este destul de scumpă această placă grafică și dacă îți permiți această placă grafică, parcă poți să mai dai 200-300 de lei să-ți iei ceva mai bun. După cum am menționat și mai devreme, acel punct foarte fin unde toată lumea e mulțumită este la 3600. Avem 6 cu 12 core-uri, adică și multithread, dar și core-uri destule cât să te joci bine mersi, iar majoritatea nici măcar nu o să simtă diferența aceea de 10 FPS-uri. Poate doar un ochi agil de gamer super înrăit o să poată să observe această diferență. Hai să vorbim despre celelalte două procesoare, despre 3700X și 3900X, care au 8 cu 16 și bineînțeles 12 cu 24. Cel mai bine aș recomanda 3700X pentru streameri. În momentul în care faci streaming, programul va profita mai mult de acele thread-uri în plus, având în vedere că aceasta este seria nouă, a treia iterație a seriei Ryzen. Trebuie să mai vorbim despre faptul că seria 2 a fost practic seria 1 îmbunătățită, ceva mai șlefuită, cu performanțe o idee mai bune și bineînțeles ceva mai stabile. Însă diferența dintre seria 2 și seria 3 este cât se poate de considerabilă. Practic avem o performanță foarte bună și nu întotdeauna testele sintetice reflectă performanța în utilizarea de zi cu zi a unui sistem. Dacă stai bine să te gândești, Intelul a scos această performanță cu o tehnologie de 14 nanometri. Chiar dacă AMD au fost mai tari și ei au fost primii care au scos pe 7 nanometri, îți dai seama cum s-ar descurca Intel dacă într-un final ar scoate și ei procesoare pe o litografie de 7 nanometri. Probabil ar da cu AMD de pământ, probabil nu ar da cu AMD de pământ. Dar, având în vedere că au stat atât de mult timp pe această tehnologie de 14 nanometri, e posibil să fi făcut un research mult mai mult și mult mai detaliat față de AMD. Iar în momentul în care o să apară aceste procesoare pe piață, efectiv să spargă gura târgului cu performanță. Dar probabil este doar o speculație și puteți să vă dați și voi cu părerea în secțiunea de comentarii de mai jos. Ca o notă de final, AMD recomandă folosirea plăcuțelor RAM de până la 3600 de MHz. De ce? Pentru că procesoarele lor funcționează cel mai bine cu RAM-ul la această frecvență. Ei pur și simplu au optimizat rata de transfer și multe alte chestii despre care nu o să vorbim în momentul acesta pentru frecvența de 3600 de MHz. Acestea fiind spuse, videoclipul se termină aici. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre noua generație de procesoare în secțiunea de comentarii de mai jos și dacă ar fi să-ți cumperi unul, pe care ți l-ai cumpăra și de ce. Sau mai bine spus, ce configurație ai vrea tu să faci cu aceste procesoare.